O băutură alcoolică preferată de mare parte dintre români este una dintre principalele cauze ale bolii de ficat gras. Îngrijorător este faptul că și tinerii o consumă în cantități mult peste cele recomandate de medici. Românii sunt pe locul 6 în Uniunea Europeană la consumul de bere per capital, arată datele Asociației Berăriei României. Potrivit acestora, românii consumă 0,5 litri de bere la 2 zile, față de cehi, campionii acestui top, care consumă o bere zilnic. În sumat, asta înseamnă 86 de litri de bere pe an, adică echivalentul a peste 7 litri pe lună. Însă, aceasta este o medie, nici de cum realitatea. Aruncați o privire prin coșul de cumpărături al oamenilor când mergeți la magazin și veți constata că aceste cifre sunt departe de a fi corecte. Românii consumă prea multă bere, avertizează medicii. Iar acest lucru se vede în numărul îmbolnăvirilor de ficat gras sau steatoză hepatică, alcoolică, non-alcoolică. Pe lângă caloriile și alcoolul din bere, multe persoane care au obiceiul să se relaxeze cu o băutură alcoolică după masă, seara, uitându-se la televizor sau cu prietenii la terasă, consumă și alimente hipocalorice sau foarte sărate, de exemplu alune, semințe, chipsuri, hamburgeri, cartofi prăjiți sau cârnați. Spre deosebire de vin sau tărie, berea se consumă în cantități mari și este asociată frecvent cu alimente grase sărate. Inclusiv tinerii au acest obicei, iar asta se vede în numărul cazurilor de ciroză hepatică, afecțiune întâlnită la vârste din ce în ce mai tinere.